primul rând le urez tuturor piteștenilor, tuturor argeșenilor și tuturor românilor să aibă un an 2014 mult mai bun, un an mult mai liniștit, un an cu multe realizări. Știu că așteptările sunt foarte mari și sper ca toți cei care sunt în Pitești, în Arce și în România să-și îndeplinească cât mai multe din așteptările pe care le au. Au fost momente poate mai puțin bune în trecut și eu le propun tuturor să lăsăm trecutul în urmă și să privim viitor cu o speranță, spun eu, din ce în ce mai mare. Am toată convingerea că lucrurile în România se îndreaptă spre bine și prin unitatea noastră a tuturor piteștenilor, argeșenilor și a românilor sunt convins că putem să realizăm foarte multe lucruri bune pentru noi și pentru țară. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă doresc să le urez tuturor argeșenilor și mușcelenilor multă sănătate, bucurie, pace în suflete și bunăstare. La mulți ani tuturor! Tuturor piteștenilor și argeșenilor în general le urez toate cele bune, le urez sărbători fericite, putere de muncă și nouă an să ne aducă tot bine din lume. La mulți ani pentru 2014! Le doresc tuturor românilor, tuturor argeșenilor și mai ales tuturor locuitorilor de pe Colegiul Mioveni să aibă sărbători de iarnă cu sănătate, cu bucurii, cu împliniri, atât pentru dânsii cât și pentru toți cei dragi, sfintele sărbători ale Crăciunului să-i găsească în familie și alături de cei dragi, iar noul an 2014 să le aducă perspective noi, încununate de realizări. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să vă dea Dumnezeu liniște în familie, căldură în cămin, pace în suflet, să vă întâlniți cu toți membrii familiei, să petreceți împreună clipe de neuitat și împreună să clădim un viitor pentru 2014. La mulți ani cetățene, la mulți ani române, la mulți ani tuturor! Vă doresc sărbători fericite, un an nou mai bun, fericit, liniștit și îmbelșugat alături de cei dragi și să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine anul viitor. La mulți ani! Cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă, cu ocazia Crăciunului, a noului an 2014, urez multă sănătate, lumină în suflet și mai ales multă liniște în familiile lor. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, atât a Crăciunului cât și a anului nou, vreau să urez și eu cu această ocazie multă sănătate tuturor românilor, un an nou mult mai bogat și mult mai fericit pentru toată lumea. Tuturor românilor încă o dată la mulți ani! Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, urez tuturor argeșenilor un călduros la mulți ani, sărbători fericite și îndeplinirea tuturor dorințelor. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și anului nou, doresc să transmit tuturor argeșenilor multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și la mulți ani! La mulți ani, argeșeni! De fiecare final de an avem evenimente deosebite legate de viața noastră creștinească, în primul rând, și mă refer la sărbătorile de Crăciun, care îmi dau ocazia să transmit tuturor cetățenilor județului Argeș să aibă, în primul rând, sărbători fericite, un Crăciun fericit, petreceri deosebit de plăcute cu familiile dumnealor. Încheiindu-se un an, e clar că începem un alt an care ne dorim tot să fie mai bun, și îmi dă și mie ocazia să transmit cu această ocazie, tot cu acest prilej, tuturor cetățenilor să aibă un an mai bun pentru dumnealor, pentru viața dumnealor, pentru sănătatea dumnealor și familiile dumnealor. La mulți ani, viață fericită! Dragi argeșeni, sfânta sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și noul an, 2014, să vă aducă bucurie și liniște în suflet, pace și înțelegere, speranță și realizarea tuturor visurilor dumneavoastră. Vă doresc ca în acest sfârșit de an și în noul an 2014 să aveți aproape de dumneavoastră familia, să vă bucurați de copii, de realizările lor și de împlinirile lor. Dumnezeu să vă ajute în tot ce realizați și ce v-ați propus să realizați în anul viitor și împreună să dezvoltăm județul și localitățile în care trăiți. La mulți ani! Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate în calea vieții, înțelepciune în cuvânt și oameni sinceri alături. Sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în suflet. Crăciun fericit și un an nou plin de realizări. Sărbătorile de iarnă să vă găsească în liniște,
bucuroși, plini de speranță. Trecem printr-o situație dificilă, grea, poate neașteptat de grea, dar împreună, cu încredere și înțelepciune, vom trece peste acest moment. Vă doresc să aveți parte de mult bine, liniște sufletească și, în ultimul rând, multă sănătate. La mulți ani! Îmi face plăcere deosebită să urez de sărbători, de Crăciun și de Anul Nou, concetățenilor argeșeni, dar nu numai, și în mod deosebit salariaților Direcției Silvice, la mulți ani, sănătate, fericire și toate bune pentru familie. În preajma sărbătorilor de iarnă, când totul este tradiție și bucurie, doresc să vă aduc în dar gândul bun care să vă dea speranță. Minunea nașterii Domnului să vă lumineze sufletele și casa, dăruindu-vă belșug, sănătate și fericire. Iar noul an să vă aducă prosperitate, pace și cele mai frumoase împliniri personale și profesionale. La mulți și fericiți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc să transmit tuturor argeșenilor și în special celor din Mioveni multă sănătate, fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, să fim mai buni unii cu alții și tradiționalul la mulți ani. Sărbătorile de iarnă și ieșirea într-un nou an îmi oferă mie prilejul acum să urez tuturor cetățenilor din orașul Mioveni, colaboratorilor, un la mulți ani călduros, multă sănătate și un gând bun pentru anul care vine. Ne apropiem de cumpăna dintre ani, până acolo mai avem de sărbătorit și Crăciunul și de aceea profit de ocazie și transmit tuturor câmpulungenilor, tuturor mușelenilor toate gândurile mele bune și dorința de a fi cât mai puternici, cât mai uniți, pentru că viața ne-a arătat că este o sumă de examene pe care trebuie să le depășim. La mulți ani, Câmpul Ungeni, la mulți ani, Mușeleni, la mulți ani, Câmpul Lung. Apropierea sărbătorilor de Crăciun și An Nou ne dau posibilitatea să ne gândim la apropierea de cei de lângă noi, la cei care ne-au fost colaboratori, de familie, de prieteni, să ne gândim cu dragoste, cu încredere că vine momentul când munca trebuie apreciată, iar colindătorii nu trebuie înlăturați, trebuie apropiați de cele ale noastre, ale creștinilor, de sărbători, de Sfânta Biserică și poarta care trebuie să fie deschisă pentru a primi uralele alături de un covrig sau ceva bănuți de care se așteaptă fiecare colindător. La mulți ani topoloveneni, la mulți ani argeșeni, oriunde v-ați afla. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urăm tuturor locuitorilor orașului Ștefănești multă sănătate, fericire, liniște sufletească, iar anul care vine să le aducă numai bucurie. Sărbători fericite! Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2014, îmi revine deosebită plăcere și onoare să urez tuturor cetățenilor Comunei Bascov, tuturor argeșenilor, colaboratorilor, multă sănătate, un an plin de împliniri și bucurii. La mulți ani! Fie ca nașterea Domnului să ne aducă în suflete multă bucurie, multe satisfacții, să ne facă să fim buni, să fim uniți, să fim răbdători, să ne unim forțele pentru a realiza ceea ce noi ne propunem în timpul anului, pentru că problemele sunt destul de multe și uneori nu chiar foarte ușoare, dar dacă suntem uniți, normal că le ducem și la îndeplinire. Iar noul an să ne aducă multă satisfacție, în primul rând multă sănătate, pentru că asta este foarte, foarte importantă, să ne aducă multe satisfacții în suflete, în familii, liniște sufletească și încă o dată doresc să urez un călduros la mulți ani. Multă, din tot sufletul meu, doresc sănătate la toată lumea. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și anului nou, doresc tuturor concetățenilor mei de la Domnești, tuturor românilor, un an nou cu sănătate, cu bucurie, să fim mai aproape unii de alții, să credem în Dumnezeu și în cei care ne sunt aproape, pentru că știm sigur că ziua de mâine va fi mai bună. La mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți!
Este o plăcere, o onoare, dar și o datorie din partea mea să urez tuturor locuitorilor Comunei Cetățeni sărbători fericite și la mulți ani. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sărbătorile Crăciunului și sărbătoarea de Anul Nou, urez tuturor locuitorilor Comunei Mozăceni și celor care iubesc Comuna Mozăceni și celor plecați din Comuna Mozăceni multă sănătate și tot ceea ce își doresc, atât pentru sfârșitul acestui an, pentru frumoasele sărbători, cât și pentru noul an care vine, și să ne întâlnim în fiecare an la sărbătoarea Mozăcenilor, care are loc în mai, deci după trecerea ierii. Încă o dată, la mulți ani și toate cele dorite! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, tuturor cetățenilor din Comuna Slobozia le urez sănătate, bucurii, împliniri și tradiționalul la mulți ani. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și Anul Nou, doresc multă sănătate, fericire, un an nou mai bun față de cei anii care au fost până acum. Tuturor cetățenilor din comuna mea și cât și celorlalți din diaspora și din alte orașe, localități care s-au născut aici la noi în comună. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, urez tuturor cetățenilor din Poiana Lacului sănătate, fericire și la mulți ani! Aș dori cu ocazia Crăciunului și Anului Nou să doresc locuitorilor Comunei Valeiașului multă sănătate, multă fericire. Fie ca aceste sfinte sărbători să aducă în casele fiecăruia clipe de bucurie, împliniri și tot ce este mai bun și frumos alături de cei dragi. Noul an să vă găsească optimiști și să abunde în realizări și sănătate. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a Anului Nou, urez cetățenilor Comunei Bogați multă sănătate, fericire și un an plin de bucurie. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anului Nou, urez tuturor cetățenilor Comunei Stâlpeni, a colaboratorilor din Comuna Stâlpeni, a instituțiilor ce funcționează pe raza Comunei Stâlpeni, un călduros la mulți ani, sănătate multă, realizări depline, să încheie un an fructuos. La mulți ani, Stâlpeni!